Дудон, астас касэштиц, деклары ла телевизор, к вря лежер античпати, дар ан реалитате сэштиц, ка дежа ау плану шоу ноу коалиции форматы, ку мажоритати дичин защитни ди депутац, ан каре практик, ну, ва фи нимен дим партиду демократ, о сфи дин алти партиди, дин демократ, дака ну грешеск, о сфи доар дой. Ши Дудон, оркум се гандеште акум, кум să păstreze puterea după alegerile prezidențiale care sigur le va pierde. Aș vrea să-i mai sugerez un lucru foarte important lui Igor Dodon și să fac o analiză la ceea ce voi declara acum și o să găsească mai multe confirmări, unele din care deja au devenit istorici. Între cei specialiști care acum îl consultă pe Dodon, acești specialiști, ca să știi domnule Dodon, au studiat la liceu și l-au studiat bine romanul lui Marin Preda, cel mai iubit dintre pământeni. Acest roman, el arătau ca exemplu lui Filat și îl inspirau, tu ești cel mai iubit, tu ești cel mai bun, cel mai tare. Filat s-a trezit în penitenciarul numărul 13. Tot cu acest roman în mână au lucrat pentru Plahotniuc. Plahotniuc a ajuns, ați știți unde a ajuns, important să ne gândim cum să-l aducem acasă. Astăzi, cu acest roman, ei deja îl îmbrobă de inima lui Dodon. Iată, vezi că ești cel mai iubit de popor, că ești cel mai tare și tot așa. Astăzi, acești specialiști, Dodon, te vor îngropa definitiv ca politician, dar cel mai groaznic lucru este nu asta, că oricum asta e soarta ta, ca politician, ca așa numit președinte, așa numit patriot. Eu am declarat de mai multe ori și am spus că Dodon trebuie să-și dea demisia. Dodon, nu-ți bate joc și nu te juca cu sănătatea oamenilor, haide să organizăm alegerile prezidențiale în data din 1 septembrie, că o să fie o toamnă foarte grea și pentru Republica Moldova și alte state. Dodon, fiind un om care se ține pentru această funcție și e gata să moară, dar să rămâi președinte macar încă pentru o zi,